Bineînțeles, am început prin a-mi acoperi sprâncenele. Apoi am aplicat un fond de ten într-o nuanță ceva mai deschisă decât tenul meu. Fondul de ten l-am aplicat și pe gât și pe umeri cu ajutorul unui beauty blender. Apoi am aplicat o pudră pe care am lăsat-o pe față pentru a fixa mai bine fondul de ten. Între timp m-am apucat de machiajul ochilor și am început prin a aplica un fard mov închis atât în colțul exterior cât și în cel interior al ochiului. Am aplicat un fard corai, pliul ploapei. Acest fard l-am folosit ca nuanță de tranziție, iar mai apoi am aplicat-o inclusiv pe mijlocul ploapei. Am revenit cu nuanța de mov închis în pliul ploapei și cu o pensulă de blending cu care am amestecat cât mai bine culorile. Am repetat procesul de câte ori a fost necesar pentru a obține efectul dorit. Pe sprâncene am aplicat o nuanță de roz fucsia, am urcat peste sprâncene cu această nuanță și am continuat cu o nuanță de portocaliu. Am încercat să creez un degradé între roz, portocaliu și apoi un auriu. Mi-am conturat pumeții cu nuanța de roz, apoi am revenit cu cea de mov închis pentru mai multă intensitate. Apoi am aplicat fardul roz și pe ploapa inferioară. Am aplicat un tuș. Pe ploapa inferioară am creat un model cu ajutorul tușului. Am început să aplic un sclipici auriu pe partea de sus, deasupra sprâncenelor. Dar și pe sprâncene. Apoi am continuat cu un alt sclipici mai mare. Am continuat prin a aplica această foiță aurie, nici nu știu exact cum să o numesc.
pe care am aplicat-o oarecum random, dar am încercat să fie cât mai comasată în zona sprâncenelor, apoi din ce în ce mai dispersată. Am continuat modelul de jos cu tuș, încercând să creez ideea unor aripi de fluture. Off-camera am aplicat o pereche de gene false, apoi aplic aceste bucăți de gene custom, ca să zic așa. Sunt făcute de mine din hârtie, carton negru. O variantă destul de simplă pentru un efect foarte pătrunzător. Îmi schițez fluturele cu ajutorul unui creion de buze nude. Apoi umplu forma cu fardul roz. Și încep să îl desenez cu tuș. Pentru realizarea fluturului am folosit tuș, dar și un creion negru. Era mai ușor de manevrat creionul, aparent. Pe gât am creat un degradé de la mov închis la fucsia, apoi portocaliu. Am început să schițez cel de-al doilea fluture cu ajutorul creionului nude. Și pentru că am uitat să pun culoarea înainte, mai întâi am făcut conturul, apoi am revenit cu fardul colorat și din nou cu tușul.
umbră și la acest fluture, ca și la primul, pentru că doresc să dau acel efect de umbră, ca și cum fluturii ar sta pe mine. Aplic în continuare nuanța de portocaliu. Am continuat, bineînțeles, cu sclipiciul auriu. Și cu cel roz, pe care l-am aplicat din belșug pe gât, umeri și piept. Continui cu foița aurie. Buzele am ales să le fac ombre. Am conturat numai buza de jos, iar pe buza de sus am mers într-un degradé de la iluminator la fucsia. And voilà! O să mă opresc aici pentru că aș putea să continui până mâine, sincer. Să-mi pregătesc și părul și toate cele și veți vedea mie rezultatul. Am mai aplicat puțin sclipici și în păr, pentru că simțeam nevoia să fac o trecere între sclipici și linia părului. Sper că v-a plăcut și vă mai aștept pe canalul meu. Bye!